mare, silindu-mă singur, să-i cânt singure, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Silindu-mă singur, să-i cânt singure, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. O, scumpii mei frați, gândiți-vă bine, că orice necaz în lume ne vine, pe noi să ne învețe, să-i cântăm într-un fel. Mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Pe noi să ne învețe, să-i cântăm într-un fel. Mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Cu această cântare mereu să ne întărim, când moartea ne vine, cu drag să o primim. Ca pe o solie ce ne duce la El, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Ca pe o solie ce ne duce la El, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Mulțumim pentru binecuvântare. Domnul să ne binecuvânteze pe toate. Dumnezeu să fie binecuvântat, lăudat, înălțat în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi mei frați și surori. Dumnezeu să binecuvânteze pe servul lui de aici. Dumnezeu să lase ușă de cuvânt în această seară. Amin. Este important, înainte ca să venim la casa lui Dumnezeu ca și credincioși, să ne luăm un timp înaintea lui Dumnezeu și să îl rugăm ca El să ia în control timpul de închinare. Pentru că nu este simplu să te ridici în fața poporului lui Dumnezeu și să fii acel vas de cinste pe care El vrea să-l folosească. Tot timpul când am fost în slujire, am dorit să fac slujirea lui Dumnezeu cu grijă, cu responsabilitate și așa cum psalmistul spunea, să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care să nu mă coste. Deci înainte ca să vină inspirația de la Dumnezeu, trebuie să transpirăm, trebuie să ne facem partea în cămăruță, pe genunchi, în post, să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să ne pregătim cântările, poeziile. Trebuie să practicăm în cămăruță, în singurătate cu Dumnezeu. Amin? Amin. De fapt, acolo Dumnezeu i-a format pe slujitorii Lui, în singurătate. Unde l-a format Dumnezeu pe Ioan Botezătorul? În pustie. Eu sunt un predicator neconvențional, adică un predicator care sunt, cum zicea cineva, ce are în ușă, are și în căpușă, adică transparent, natural. Și dacă vă uitați în Sfânta Carte, Dumnezeu nu a avut duplicate. Dumnezeu i-a făcut pe toți unicați. Amin? De ce? Pentru că El este Creatorul nostru. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, nu veți vedea un profet la fel. Ilie este profetul focului. Isaia este profetul mesianic, care a profețit despre venirea lui Mesia cu 400 de ani înainte. Ieremia este profetul lacrimilor. A profețit 40 de ani, cu toate că n-a văzut niciun rod. Dar el a prorocit așa cum i s-a poruncit să prorocească.
cu toate că și-a pus în cap toți prietenii lui. Ce a spus prietenii lui? Haideți să-l omorâm cu vorba. Dumnezeu să ne ajute să fim acei slujitori al lui Dumnezeu care să ascultăm de stăpânul nostru. Amin? Uitați-vă că ucenicii l-au rugat pe Iisus nu să învețe cum să predice, ci l-a rugat pe Iisus, învață-ne cum să ne rugăm. Amin? Cum învățăm să ne rugăm? Rugându-ne. Și petrecând timp cu cei care se roagă. Iisus petrecea timp cu Tatăl în comuniune și în același timp ucenicii au petrecut timp cu învățătorul lor, care deja era într-o unitate, într-o comuniune cu Tatăl, și acea, dacă vreți, manta a rugăciunii a venit și peste ucenici. Și atunci când înveți să comunici cu Dumnezeu, că asta este rugăciunea, vei învăța să și predici. Vei învăța să și slujești pe Dumnezeu, că va curge de la sine. Va curge din relația cu Tatăl, din relația cu Iisus, din relația cu Duhul Sfânt, vei avea ce să dai și altora. Înainte ca să facem ceva pentru Dumnezeu, trebuie să fim autentici cu Dumnezeu. Asta este una dintre caracteristicile, sau dacă vreți, un lucru de bază, de primordial, care păstorii, învățătorii, mentorii care m-au școlat, m-au supravegheat din punct de vedere spiritual în România, au implementat în viața mea. Și mi-a spus: Adrian, înainte ca să faci lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să-ți cunoști identitatea în Hristos, trebuie să-ți cunoști valoarea în Hristos. Amin? Dacă nu-ți cunoști cine ești în Hristos și te duci în bătaia vântului, te duci pe baricadă, o să experimentezi atacul vrăjmașului. Eram în anul 2000 la școala de misiune și acolo ne-a pus să studiem, dar în același timp ne-a pus să și punem în practică. Și am fost în misiune în Oltenia. Și am lucrat cu bisericile pentecostale din Oltenia și trebuia să pregătim o evangelizare. Și păstorul de acolo s-a uitat la noi și a spus: cred că tu ești cel mai bun, Adi, ca să iei portavoce și să te duci prin sat, prin comună, cu bicicleta și să anunți la ora cutare, la Căminul Cultural, va fi un program evanghelistic. Am mai rugat pe cineva să vină, un coleg de-a meu, dar a fost fricos și a zis că eu nu vin. Dar nici eu n-am știut în ce mă bag, pentru că știți că Oltenia este un mediu în care ocultismul, vrăjitoria este la putere. Și eu am început să pedalez, să merg înainte, fără frică. Am început să spun ce mi-a zis păstorul să spun, dar în mine a fost focul Duhului Sfânt care nu mi-a dat liniște și pace. Și acele versete care le-am învățat la școala duminicală au început să degheze, au început să le rostesc pe gura mea. Și am început să le zic: Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apocalipsa 3:20, care îl avem în pasajul din această seară. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și oltenii ieșeau din casele lor la uși și ascultau ceva nemai auzit pe străzile lor. Dar în timp ce pedalam și mergeam, am început să experimentez atacul demonic. Am început să am niște dureri de cap neimaginabile. Am început să mă rog să cer sângele Domnului. Până la urmă am ajuns la casa păstorului. Evangelizarea a avut un succes, au fost zeci, dacă nu sute de oameni. Și peste ani m-am întâlnit cu păstorul la o evangelizare, la o conferință, și mi-a zis: Adi, și acum îmi aduc aminte, aveam 24 de ani, eu te-am trimis să spui doar ce trebuia să spui, dar tu ai început să predici Evanghelia într-un mediul ostil. Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici, după ce au fost îmbrăcați de putere de sus, nu unul câte unul, ci doi câte doi. Amin? De aceea, Dumnezeu să vă întărească,
Dumnezeu să vă împuternicească și Dumnezeu să vă folosească să rostiți binecuvântarea peste păstorul dumneavoastră. În cultura română este în un obicei nefast, așa cum prietenii lui Ieremia își ucideau cu vorba, în cultura română evanghelică este ceva la ea acasă să ne ucidem slujitorii cu vorba. Îi respectăm doar după ce au murit, doar după ce au închis ochii pentru pământ. Dar când îi avem, nu-i onorăm. Biblia zice, din pricina slujbei lor, trebuie să-i onorăm, amin? Trebuie să-i respectăm, trebuie să-i binecuvântăm, amin? Haideți să fim în slujba stăpânului, nu în slujba inamicului. De multe ori am simțit, când am stat cu cineva de vorbă, am simțit, de exemplu, ca un fel de slăbiciune la nivelul minții, cobora peste trup. Și asta îmi spunea că era ceva necurat în persoana cutare. Sau de multe ori când simți că te simți intimidat, poate nu vorbești cu o persoană, dar stai în prezența ei sau mergi într-o casă, te simți intimidat, Duhul din tine reacționează. Odată m-am dus pe stradă. În Timișoara era la aglomerație, la stația de troleibuz și dintr-o dată am început să ridic mâna sus fără să mă gândesc. Și am început să mă rog în alte limbi. Era o bătrână acolo, m-am uitat exact la ea. Era multă lume, dar Duhul Sfânt m-a pus să mă uit exact la ea. Mai la altă dată eram la rugăciune. Și după 30 de minute de rugăciune, păstorul zice, vă trimit pe teren. Dar mergeți doi câte doi și rugați-vă, dar în surdină, în liniște. Nu faceți zarvă mare. Mergeți și binecuvântați orașul. Dar ne-a prevenit. Veți avea și experiențe în care Dumnezeu vă va arăta unele lucruri. Să fiți în gardă, să fiți pregătiți. În acea luni sau marți, n-am avut cu cine să merg. Am zis, Doamne, n-am cu cine să merg, să mă rog, să rostesc binecuvântarea peste oraș. Mă duc acasă. Și Duhul Sfânt zice, nu te duc acasă. Nu te duc cu trolebuzul, nu te duc cu tramvaiul. Mergi pe jos și roagă-te. Am început să merg pe jos, printre blocuri, spre casă să merg. Am început să mă rog și în alte limbi, dar nu tare. Și dintr-o dată, la o stație de troleibuz în Timișoara, pe Gheorghe Lază, cine știți Timișoara, era o singură bătrână acolo, îmbrăcată cenușiu, hidoasă, și dintr-o dată mă trezesc, ridic mâna sus. Eram la 4 metri de ea și spun așa, Dumnezeu este viu, fără să mă gândesc. Fără să mă gândesc. Pentru că Biblia zice că lucrarea nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Dacă ești un creștin născut din nou, îl ai pe Duhul Sfânt din tine. Dacă ești un creștin botezat cu Duhul Sfânt și cu putere, cu foc, îl ai pe Duhul Sfânt peste tine. Aleluia! Ești echipat. Și acel Duhul Sfânt care l-a folosit pe Iisus Hristos, acel Duhul Sfânt care a folosit biserica primară, acel Duhul Sfânt care a folosit biserica de-a lungul istoriei umane, a fost prezent acolo să-mi pună cuvinte, să le rostesc peste acea persoană. Și să-i spun așa, Dumnezeu este viu, tu trebuie să fii eliberată în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Am mai repetat odată, Dumnezeu este viu, tu trebuie să fii eliberată în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Și o voce hidoasă, drăcească, dintr-o femeie, i-a schimonosit vocea și a zis așa, dacă nu pleci, eu pot să te bag pe rusește. Gândiți-vă rușii când au trecut prin România, câți draci au lăsat acolo în țara noastră. Și am zis, Dumnezeu este viu, tu trebuie să fii eliberat în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Și am plecat. Și oamenii cu care m-am întâlnit după colț s-au uitat la mine, n-au știut ce s-a întâmplat, pentru că veneau oamenii undeva din spate, a zis așa, dacă suntem oameni, dă mâna. Nu știu ce-au văzut pe fața mea. Dar dacă l-ai pe Iisus Hristos în tine, acea slavă care Biblia zice că toți am fost păcătoși și toți suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu, când ești născut din nou și când Hristos
devine Domnul și Mântuitorul tău și îi pus pe tronul inimii tale, acea slavă se întoarce în tine și tu ești purtător de slavă, de gloria lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Tu ai cabodul lui Dumnezeu cu tine, amin? Tu ai, dacă vreți chivotul legământului cu tine, dacă ai tablele legii, voia lui Dumnezeu, ai vasul cu mană, resursele lui Dumnezeu și ai toiagul lui Aron, autoritatea lui Dumnezeu te va însoți, amin? Amin, amin. Altă dată, într-o experiență, mergeam să scoatem niște poze în Cluj și eram cu studenții de la școala de misiune și vedem o bătrână cu era schimonosită, modificată, avea o față umflată, o carne crescută peste nasul ei și Duhul din mine am zis, noi trebuie să mergem să ne rugăm pentru persoana asta. Țiganii o foloseau ca să o pună să cerșească. Și la o stație de troleibuz, chiar aproape în centru, ne-am dus și ne-am rugat pentru ea. S-o aduna mulțime acolo, liderii au venit și ei și ne-au văzut că suntem noi, studenții, și în timp ce noi ne rugam, liderii au început să evangelizeze. Oamenii au fost atinși de puterea lui Dumnezeu. E timpul să ne oprim, să ne jucăm de-a biserica. E o carte, stop cu mersul la biserică, fii biserica. Amin? Uitați-vă că cam se apropie timpul să ne oprească să mai venim și la biserică. Asta ce ne spune? Că Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru, să fim biserica autentică. Biserica care merge, biserica care mărșăluiește. Amin? Dacă ne va opri să venim în locul ăsta, nu te opri să fii biserica la lucru. Nu te opri să fii biserica acasă. Nu te opri să lași pe Duhul Sfânt să lucreze, să elibereze pe oameni de blestem și de păcat. Nu-L opri pe Duhul Sfânt să scoată draci prin tine. Nu-L opri pe Duhul Sfânt să vindece bolnav prin tine. Nu-L opri pe Duhul Sfânt să te folosească ca să fii vocea lui Dumnezeu. De multe ori, în loc să ajungem să fim prorocii lui Dumnezeu, am ajuns să fim prorocii celui rău. Nu vorbi pentru diavolul, ci vorbește de la Dumnezeu pentru Dumnezeu. Amin? Ce înseamnă să vorbești pentru diavolul? Când nu ești vindecat și te duci în lucrare, vei răni. Sunt foarte mulți slujitori, păstori, proroci, care zic că sunt proroci, vasele Domnului și sunt rănite. Și ei slujesc având răni în sufletul lor. Și chiar dacă primește mesaj de la Dumnezeu, acel mesaj eliberat prin gura lor, prin viața lor, va merge distorsionat către persoana din fața lui, către biserică. Și în loc să vorbească Dumnezeu prin ei, vine și vorbește diavolul prin ei. Am avut oameni care au prorocit, așa vorbește Domnul în dreptul meu. Și proroceau lucruri care să mă îndepărteze de cei dragi. De ce? Pentru că ei au fost amărâți în sufletul lor. Aveam păstori în România și zicea așa, dacă ai ceva cu învățătorii tăi, nu te las să predici. Dacă n-ai o relație ok cu învățătorii tăi, nu predici de la bun. M-a întrebat tot timpul, care e relația cu învățătorii tăi? Era un vas a Domnului odată, bătrână, și tot vorbea și zicea că Domnul îi vorbește. Și păstorul, în dragoste, a vrut să se ocupe de ea, să-i spună să nu mai tulbure, că Duhul prorocului e supus prorocului, să lase omului Dumnezeu să predice și tot nu a ascultat. Și a venit odată un proroc din America, care n-a știut situația în biserică și în timp ce predica, femeia respectivă a din nou să se ridice, să vorbească, așa vorbește Domnul. Și a zis, fără să știe care este regula casei și că păstorul tot încerca să se ocupe de sora asta bătrână, îi spune, stop, oprește-te, it's not from God, este duc de religie, mustru duhul ăla de religie, pocăiește-te, oprește-te. Ea credea că face voia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și încolo vorbea un duc de religie prin viața ei. Odată se duce un păstor într-o biserică și spune așa, roagă-te peste liderul de închinare și mustră duhul de religie din el. A mustrat duhul de religie și după aia n-a mai vrut să-l slujească pe Domnul. Îl slujea pe Domnul având o influență demonică.
Și că diavolul se vine la noi și în înger de lumină. Avea o fațadă, avea o îmbrăcăminte. Diavolul vine la baptiști îmbrăcat în baptist. Diavolul vine la pentecostal îmbrăcat în pentecostal. Diavolul merge la ortodox și îmbrăcat în ca și ortodoxi. Și dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, dacă nu stai în conexie cu Duhul lui Dumnezeu, nu vei putea să discerni care este voia lui Dumnezeu. Nu vei ajunge să fii dezamăgit și pierdut, că Biblia zice că diavolul vrea să amăgească chiar și pe cei aleși. Dumnezeu să aibă milă de noi, amin? Ieri am avut părtășie cu un frate de credință și am fost undeva cu băieții, cu copiii la parc. Și în timp ce copiii se jucau, am început să ascultăm o predică și am început să ne rugăm unul pentru altul. Și a început să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu acel om. Și a spus, de mult n-am mai plâns. Și am zis, nici eu n-am mai plâns de mult. Dacă vine Duhul Domnului, e ok să plângi. Amin? Și Iisus a plâns. Noi bărbații de multe ori vrem să nu ne arătăm că plângem. E ok să plângi. Și am mers acasă și am primit pentru el și în același timp pentru mine un cuvânt. Și acest cuvânt vreau să fie titlul predicii din această seară, care are de-a face cu mesajul din Scriptură. Și vi-l voi spune imediat titlul predicii din această seară. Apocalipsa, cartea aceasta pe care ați început-o să o studiați și mă bucur că aveți curaj și acel curaj vi l-a dat Duhul lui Dumnezeu, să îndrăzniți să intrați mai adânc în sfântele taine ale Scripturii, are de-a face cu descoperirea, cu revelația lui Iisus Hristos. Da? Termenul grecesc este, apocalipsei este apocalupsis, descoperire, revelație. Și vedeți, Iisus Hristos când a fost în trup pe pământ, când El slujea ucenicilor și gloatelor, foloseau elemente naturale ca să explice lucruri spirituale. Și uitați-vă și în această seară, dacă vedeți ce ne zice Domnul și ce ne vorbește Domnul vis-a-vis de biserica din Laodiceea, vedem elemente naturale ca să explice stări spirituale prin care trecea biserica Laodiceea. Mesajul lui Hristos către cele șapte biserici din Asia Mică, da? Ați ajuns la această parte a cărții Apocalipsa, cele șapte biserici ale Asiei Mici. Îl vedem aici în capitolul 1, care l-ați studiat deja, până la versetul 19, de la versetul 19 cu versetul 20, spune în felul următor. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucruri care sunt și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele, pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii, da? Sunt păzitorii, da? Celor șapte biserici. Și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Aleluia! Mai departe, bisericile locale din vestul Asiei Mici, și asta vedem în Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 4, Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Sunt menite îndemnării, avertizării și educării din punct de vedere moral a credincioșilor și a bisericilor de pretutindeni și din toate timpurile. Sunt lăsate de Dumnezeu în Sfânta Scriptură ca să ne fie de învățătură, chiar și pentru noi astăzi. Pentru că eu cred că biserica din zilele noastre trece prin această stare care biserica din Laodiceea a experimentat-o. Amin? Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, fie ca Dumnezeu să ne activeze urechile spirituale. Amin? În versetul 11. Cine are urechi
să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Care e a doua moarte? Iazul cu foc. Dumnezeu să ne păzească, amin, să ne ferească. Acolo vor merge oameni care nu l-au slujit cu scumpătate și cu o inimă curată. Vor ajunge să meargă și creștini acolo, care au fost amăgiți de Satana. Dumnezeu să aibă milă, amin? În versetul 17, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mâna mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Avem urechi? Dacă nu le avem, să mergem acasă sau în timp ce predică, se aude cuvântul, pune-i la Domnul să-ți dea urechi spirituale, să ți le deschidă. Amin? Apocalipsa 3, cu versetul 14, în pasajul care fratele nostru Pavel a citit, Îngerul Bisericii din Laodiceea scrie, iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios. Care e martorul credincios? Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin? Și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Laodiceea este un oraș foarte bogat din estul Asiei. Efectua operațiuni bancare destul de mari și erau cunoscut acest oraș pentru lână neagră de o calitate superioară și pentru pudră frigiană. Am spus că Iisus folosea elemente naturale ca să explice lucrurile spirituale. Dacă citiți cartea Apocalipsa, vedeți lucrurile naturale care explică lucrurile spirituale. Amin? În același timp, era cunoscut acest oraș, Laodiceea, de asemenea, pentru o școală de medicină recunoscută în lume. Și asta vedem în versetul 18 din pasajul care s-a citit. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea, goliciunile tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Amin. Deci Dumnezeu explica lucruri spirituale luând lucrurile naturale ca să ne facă să înțelegem. Amin. Mă apropiu de încheiere. Lăsând tot ceea ce m-am pregătit acasă, concluzionând, vis-a-vis de acest verset din pasajul care a fost citit, versetul 18, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Aur curățit prin foc. Omului Dumnezeu care a plecat la Domnul, Rahel Bonche, care a fost și în Timișoara, în România, A spus așa, când faci afacere cu Dumnezeu, nu o faci prin bacșiș, nu o faci prin euro, nu o faci prin dolar, cu toate că în zilele noastre sunt foarte mulți predicatori, și eu pot să-i numesc predicatori ambulanți, care folosesc Evanghelia, care își folosesc slujba, haina de slujitor, care folosesc darurile Duhului Sfânt, ca să te manipuleze, ca să iei bani de pe tine. Și să spună că dacă dai acum sub prezența ungerii care este peste el, vei fi bogat. Nu vei mai avea datorii. Este o falsitate. Este o gogonie mare. Când mergi înaintea lui Dumnezeu și vrei să faci afaceri cu Dumnezeu și vrei să cumperi, așa cum spune Sfânta Carte, să cumperi de la mine, adică de la Iisus Hristos, aur curățit prin foc, trebuie să ai această monedă de schimb, credința. În Evrei 11 cu 6, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, care este Duh, care este imaterial, care nu-L vezi cu ochii ăștia, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel care îl caută. Amin? N-am auzit în viața mea de la mama și tata care au trăit pe calea credinței ca să îți meargă bine pe pământul ăsta, trebuie să mergi în fața lui Dumnezeu și să cumperi mila lui Dumnezeu cu bani.
Nu, ca și creștini trebuie să fim generoși, amin? Cum spunea un pastor care îl respect, Valer Brâncovan, din comunitatea română din America, Evanghelia lui Iisus Hristos și lucrarea Duhului, lucrarea de misiune și lucrarea Evangheliei se face cu Duhul Sfânt și trebuie susținută cu bani, cu finanțe, amin? Nu voi manipula și nu vreau să manipulez prin predicarea Evangheliei să-l fac pe un om să dee, crezând că dacă dă $1,000, $10,000, nu o să mai aibă probleme financiare. Nu, că Biblia zice așa, în lume veți avea necazuri. Amin? De aceea, dacă vrei ca să ai acest aur curat, să fie acel aur curat, curățit prin foc, du-te prin credință la Dumnezeu. Așa cum ai fost mântuit prin credință, amin? Așa vei fi curățit. Ești în procesul ăsta de curățire, de sfințire. Mântuirea are de-a face cu justificarea, sanctificarea și glorificarea. Acum suntem în procesul de sfințire, de sanctificare, de curățire. Din slavă în slavă, din putere în putere. Și într-o zi când îl vei vedea ca, pe el, îl vei fi ca el. Amin? Pentru că El ce-a promis, ceea ce a început în tine, a promis să ducă la bun sfârșit. Și în același timp, când tu vei fi curat, când Duhul Sfânt va fi activ în viața ta, acea metaforă a Duhului Sfânt, simbolul Duhului Sfânt, este focul. Focul curățește și focul te energizează pentru lucrarea de slujire la care ai fost chemat. Dacă ai Duhul Sfânt și dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, și nu se vede roada sfințeniei în tine, se pune un mare semn de întrebare dacă ești botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că prima dată Duhul Sfânt produce roada sfințeniei. Înseamnă că acel foc al lui Dumnezeu nu se manifestă în tine să te curățească. Focul Duhului Sfânt este real. Eram odată la Reșița cu mentorii mei, cu predicatorii și predica de la Amvon păstorul și era un om care stătea lângă el, care făcea magie neagră. Și spunea, am abilitate ca să mă decuplez din trup și să merg în spirit la oameni acasă. Și omul ăla, când predică omului Dumnezeu, a zis așa, pentru că avea abilitate să vadă în lumea spirituală. Și trist că noi creștinii, în loc să cerem de la Dumnezeu acel dar de a deosebi duhurilor, că e și pentru noi și Dumnezeu vrea să fie în viața noastră activ, ca să putem să fim eficienți în lucrarea de slujire la care am fost chemați, nu-l avem, e trist, au ocultiștii această putere supranaturală demonică de a vedea în spirit și zice așa, văd că omul ăla care îi predică Evanghelia este omul lui Dumnezeu și că are focul lui Dumnezeu în el și peste el. Haideți să vă zic una tare. Și ăsta este, dacă vreți, titlul predicii care cu asta o să închei. Corabia să iei foc și duhurile necurate vor fugi. Corabia să iei foc și șobolanii vor fugi. Corabia să iei foc și broaștele alea care faraon le-a ținut încă o zi și a trăit cu el încă o zi vor fugi. Reprezintă duhurile necurate. Viața ta să iei foc, dar focul Duhului Sfânt și duhurile necurate care te-au ținut rob și duhurile necurate care au ținut rob familia ta și biserica locală va fugi în numele lui Iisus Hristos din Nazaret sub manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a manifestat în Vechiul Testament prin foc. Dumnezeu s-a manifestat prin Noul Testament prin foc. Și Dumnezeu se va manifesta și în această generație prin foc, aleluia. El i-a fost numit prorocul focului. Și acei 450 de proroci al lui Baal au fost nimiciți prin manifestarea gloriei a lui Dumnezeu. Amin? Dacă ai o viață murdară și dacă am o viață murdară, nu? Din punct de vedere natural, am spus că Iisus a predicat, a explicat lucrurile spirituale prin elementele naturale. Șobolanii le plac la mizerie. În România, părinții noștri, țăranii noștri aveau animale. Și pe lângă animale, pentru că era mizeria multă, erau și șobolani. În viața multor creștini, Iisus Hristos, da, este stăpânul. Dar înseamnă că undeva, dacă este mizerie, din punct de vedere spiritual și este păcat,
au fost uși deschise pentru diavolul și au intrat duhurile necurate în viața lor. Nu înseamnă că sunt posedați de diavolul, dar înseamnă că sunt invadați de duhuri necurate, de broaștele astea, de șobolanile ăștia spirituale. Când vine focul lui Dumnezeu, acel duh necurat, acel duh necurat de religie, acel duh și acel șobolan de religie, de legalism, va fugi în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Uitați-vă că Iisus Hristos a fost un predicator neconvențional. Iisus Hristos mergea și stătea cu păcătoși. De ce? Ca să le odeie în freză la oamenii religioși și la fățarnii și la farisei. Pentru că nu le convenea. Cum, Doamne, ăsta se spune că e trimisul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu și merge cu păcătoșii? Pentru că el a fost trimisul lui Dumnezeu și el a venit cu o misiune de mântuire, de salvare a păcătoșilor. Zice, el a zis așa că păcătoșii au nevoie de doctor, amin? Ce să spui, că dacă te duci ca predicator din lumea evanghelică și stai cu păcătoșii, cei din biserica ta o să zică că tu ești pierdut. Dar omului Dumnezeu care e la Domnul în glorie și care Dumnezeu l-a folosit peste tot în lume, Rahem Bonke, a fost așa, a zis că Duhul Sfânt m-a trimis să merg, și cu asta închei, într-un club. Și s-a dus într-un club, în mijlocul păcătoșilor, și a cerut la bossul de acolo, de la club, să-i dea câteva minute să predice Evanghelia. Și a zis, omule, trebuie să înțelegi că aici clubul ăsta e menit pentru altceva, pentru destrăbălare, pentru chef, pentru distracție. Dar ok, dacă tu îmi promiți că te ții în alea 5 minute, și în alea 5 minute, doar alea 5 minute le folosești și îți dau voie. Și a folosit acele 5 minute să ducă lumina lui Hristos în bezna spirituală și acel loc, acel club de destrăbălare a devenit din seara aia o biserică. De ce? Pentru că patronul s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Problema este că noi pescuim unde nu sunt pești. Atâta timp cât vei face cât ai făcut până acum, vei avea mai mult decât ai avut până acum. Vrei să ai roade? Du-te acolo unde sunt gloatele, unde sunt roadele, unde sunt holdele, amin? Dar du-te cu focul Duhului Sfânt, așa cum Samson a prins vulpile, a pus foc și a dat drumul să ardă pajiștile filistenilor. Fără focul Duhului Sfânt nu te duc. Când vine focul peste tine, până nu vine, nu pleca. Dar când a venit, nu mai rămâne. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze și mulțumesc că mi-ați dat har și ați ascultat. Și cred că Dumnezeu este la lucru și focul Duhului Sfânt să ne curățească într-un mod individual pe noi, familiile noastre. Și așa cum a zis prințul predicatorilor, când a mers odată în misiune, a zis așa: până vin acasă, să dați foc la biserică! Dacă va fi focul Duhului Sfânt aici, nu veți avea nevoie de reclame la televiziune și la ziare. Că focul Duhului Sfânt va fi reclama suficientă, amin? Haideți să dăm foc, să ne aprindem din punct de vedere spiritual. Biblia zice în Tesaloniceni, nu stinge Duhul! Amin? Aleluia! Doamne, te binecuvânteze! Vom cânta două versete pentru cântare, după care sora. Mm-hmm.